Se anunță o vară de foc și pentru Grecia. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius, iar incendiile de vegetație nu vor lipsi din peisaj. Mai multe situri din Grecia au fost închise de autorități, fiind permis accesul doar în anumite intervale orare. Autoritățile din România au emis acum câteva zile o atenționare de călătorie pentru Grecia din cauza riscului crescut de incendii. De 10 zile încoace, peste 10 turiști străini au murit în Grecia, peste 10 turiști străini au murit în Grecia pentru că au ignorat autoritățile elene și au început să merg pe jos, distanțe mari la diferite insule, precum Samos, precum Chios, precum alte insule, și au pierdut conștiința și s-au găsit morți. Aceste indivizi au avut și probleme, bineînțeles, sănătare și vârstele peste 70 de ani, nu au ascultat autoritățile elene. Grecia e pârjolită din nou de incendii și se pregătește pentru ce e mai rău. Nici temperaturile ridicate anunțate de meteorologi nu sunt un semn bun. În Grecia, temperaturile extreme au urcat până la 43 de grade Celsius, provocând incendii devastatoare. În Grecia, un incendiu de vegetație la 90 km de Atena a trimis 10 persoane la spital și a distrus mai multe case și a închis școlile. Turistul face o greșeală maximă când vine în Grecia. Trebuie să înțeleagă că aici temperaturile de vară sunt de peste 40 de grade. În așa fel încât, sub nicio formă, turistul care vine din țările din nord, unde temperaturile sunt 20, 25, 15 grade, am văzut în Germania zilele trecute, vine aici cu temperaturile de 40 de grade și au început să meargă plimbările în pline centre mare orașelor și în insule cu temperaturi de 42-43 de grade. Organismul nu poate să facă față asemenea cerințelor, nu poate să facă față pentru că nu este obișnuit în țările unde stau acești oameni asemenor condiții. Grecia a închis joi mai multe situri arheologice, inclusiv Acropola din Atena, între orele 12 și 17 din cauza valului de caniculă. 43 de grade Celsius erau așteptate în anumite regiuni. Ministerul Culturii din Grecia a luat această decizie pentru a proteja vizitatorii de riscurile asociate temperaturilor extreme. Autoritățile din România au emis acum câteva zile o atenționare de călătorie pentru Grecia din cauza riscului crescut de incendii pe fondul temperaturilor extrem de ridicate ce pot atinge până la 42 de grade Celsius.